pseudo-reformă care această guvernare intenționează să o implementeze în practică, care de fapt va duce la lichidarea autorităților publice locale și ca și efect va genera un haos în administrarea treburilor statului. Cunoașteți cu toții că din vara anului trecut, guvernarea de la Chișinău intens vorbește despre necesitatea efectuării unei reforme în administrația publică locală. Au spus că în septembrie vor veni cu o strategie, cu un plan, că acest plan va fi prezentat de către Guvernul Republicii Moldova. Și la finele sesiunii de vară, aici la Parlament, președintele Parlamentului a solicitat o întrevedere cu toți președinții de raioane pentru a le vorbi despre intențiile care vrea să vină guvernarea în acest sens. Și să-i asculte președinții de raioane, dar, de fapt, ca și efect, noi am văzut mai mult un monolog în loc să fie un dialog veritabil. Intenția este una de a subordona, de a centraliza tot cu ce se ocupă raioanele, acele direcții, acele lucruri care se ocupă în fiecare zi administrațiile publice locale, din nivelul 1 și din nivelul 2. Eu vreau să amintesc, luând în considerație că poate mai puțin cunosc cum activează administrația publică locală, dar fiind de meserie jurist, am deschis cartea de căpătâi care trebuie să fie cartea de căpătâi nu numai pentru juriști, dar și pentru toți guvernanții din această țară. Am deschis Constituția Republicii Moldova și m-am uitat ce prevede Constituția în acest domeniu, da? A administrării treburilor statului, a administrației publice locale. Și vreau să dau două citate din Constituție, două citate care cu vehemență această guvernare nu le-a citit și încalcă toate principiile care sunt consensite în Constituție referitor la activitatea administrației publice locale. Primul citat va fi din articolul 109 din Constituție, care prevede următoarele. Că administrația publică în unitățile administrative teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, încă o dată, autonomiei locale, despre care guvernarea de astăzi a uitat, ale descentralizării serviciilor publice, care guvernarea de astăzi vrea să le centralizeze, astfel încălcând Constituția, ale eligibilității autorităților administrației publice locale și ale consultării cetățenilor în probleme locale de interes deosebit. Ați văzut că ca această guvernare să îi întrebe pe cetățeni referitor la problemele locale cu care se confruntă ei? N-am auzit. Dacă dumneavoastră ați văzut că guvernarea face acest lucru, vă rog să ne prezentați. Și al doilea citat, care de asemenea consfințește principiile autonomiei locale și descentralizării, este consfințit la articolul 113, care se intitulează Consiliul Raional. Și la alineatul 3 se vorbește că raporturile dintre autoritățile publice locale au la bază principiile, încă o dată, autonomiei, legalității și colaborării în rezolvarea problemelor comune. Deci, acele intenții care a venit guvernarea nu țin de rezolvarea problemelor locale. Ba mai mult ca atât, prin intențiile sale, această guvernare va mai crea și mai multe probleme decât ele există astăzi. Vreau să vă spun că în toată această perioadă am încercat să sensibilizăm opinia publică referitor la această problemă de către Partidul Socialiștilor. Pe parcursul ultimilor luni a fost
pornită o campanie națională prin care noi am vorbit cu cetățenii, cu primarii, cu președinții de raioane, referitor la această problematică. Reforma autorităților publice locale și cum o văd ei. Și vreau să vă spun că cetățenii au spus un ferm nu acelor intenții sau în aceea redacții cu care vrea să vină guvernarea în vederea desfășurării acestei reforme administrativ-teritorial. Aici am doar o parte, sunt semnături colectate din partea consilierilor, din partea primarilor, din partea președinților de raion, care vizează toate ramurile puterii locale, din nivel 1 și 2. Și vreau să vă spun că au subsemnat și au spus un ferm nu 214 de primari referitor la aceste intenții a guvernării, anume în modul în care văd ei această reformă administrativ-teritorială, de fapt una păguboasă. 20 de președinți de raioane au subsemnat sub acest ferm nu aceste reforme care este una păguboasă. Și peste 186 de mii de cetățeni care au venit la corturi, care au fost instalate în diferite raioane și localități, care au primit acea informație necesară, care guvernarea de fapt nu o spune ce intenții au ei și la ce va aduce această reformă. Și peste 186 de mii de cetățeni care de asemenea au subsemnat, spunând un ferm nu acestui proiect de strategie și proiect de viitoare reformă administrației publice locale, marca PAS.